Jaf inspirat din filmele de acțiune. Doi minori de 13 și 14 ani din Chișinău ar fi bătut-o pe vânzătoarea unui ghișeu unde se vând țigări, au furat banii din casă și țigările și au dat bir cu fugiții. Totul s-a întâmplat în data de 10 iunie pe strada Tudor Vladimirescu din sectorul Râșcani al capitalei. Poliția a fost anunțată de vânzătoarea din ghișeu, care ar fi declarat că două persoane cu cagule pe cap ar fi agresat-o și ar fi furat banii din casă, dar și mai multe pachete cu țigări, cauzând un prejudiciu de 6.000 de lei. La scurt timp, forțele de ordine au dat de urmele suspecților și i-au reținut. Audiați, aceștia le-ar fi povestit polițiștilor cum s-a întâmplat totul. Ce vă ucrade? Sigurete, telefon, e dinghi. Eu țin la mușă, el a intrat împreună cu o placumă și a aruncat peste învăzătoare și lua sigările, dar eu banii. După asta ce ați făcut? După asta noi am fugit și împărțit banii și țigările. Polițiștii au stabilit că minorii nu sunt la prima abatere de la lege. Anterior ar mai fi fost cercetați pentru furturi și jafuri. Acum aceștia sunt cercetați în libertate, iar dacă vina lor va fi dovedită, riscă până la 7 ani de pușcărie.